Primul amical al Buzăului din februarie este programat acasă pe data de 5 ale lunii, urmând ca la distanță de 4 zile roșalbaștrii să se deplaseze la București. Pentru returul cu formația fraților Herea pe 12, FC Buzău se va deplasa la Focșani, unde va juca împotriva divizionarei a 3-a CSM, urmând ca șirul meciurilor de verificare să se încheie pe 16 februarie, atunci când Buzăul va juca pe stadionul Gloria cu Polii. Păi avem pe data de 5 februarie cu Metaloglobus la Buzău, pe stadionul Gloria. Pe data de 9, returul cu Metaloglobus la București. Pe 12 vom juca cu Focșaniul la Focșani, cu CSM Focșani. Și pe data de 16 cu Poliaș la Buzău, pe stadionul Gloria. E posibil ca programul ăsta de amicale 4 să se modifice, să mai apară? La meciuri amicale nu se mai schimbă nimic. Buzăul nu a renunțat la ideea înregimentării unui fundaș central de calitate, zilele acestea purtându-se discuții cu mai mulți fotbaliști. Negocieri mai sunt cu un atacant și cu un mijlocaș. De astăzi, Dinco Trebotici este component al trupei din Crân cu acte în regulă, după ce transferul a fost înregistrat la federație. Avem discuții și un mijlocaș chiar mai luăm, sau atacant, al doilea atacant, probabil. Avem discuții avansate, aproape să vedem. Azi, mâine, să vedem cum facem, ne înțelegem și vom lua decizii. Astăzi am semnat și cu Trebotici, oficial, deci de azi oficial jucătorul nostru. Inițial, programul de iarnă al trupei antrenate de Cristi Pustai cuprindea încă două cantonamente, unul în Moldova, celălalt în vestul țării. Pentru a evita orice infectare cu SARS-CoV-2, șefii clubului au preferat stagiul de pregătire efectuat la Râmnicu Sărat.